Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. După scandalul de ieri din Parlament, astăzi socialiștii cheamă fracțiunile la discuții pentru a stabili cum pot fi declanșate alegerile anticipate. Invitația nu a fost acceptată de toți. Fracțiunea socialiștilor nu va avea majoritate parlamentară în acest Parlament. Pledăm pentru anticipate în 2021. Între timp, mai multe proiecte votate ieri, inclusiv cel prin care SIS a fost scos din subordinea președintelui, au fost contestate de opoziție la Curtea Constituțională. Iar președintele Consiliului Audiovizualului și-a dat astăzi demisia. În locul acestui a fost aleasă o apropiată a socialiștilor, care anterior spunea că posturile TV nu trebuie să critique instituțiile statului. Trebuie să învățăm că un pic nu se face în felul ăsta. Un pic nu trebuie să ducem acuzații instituțiilor statului. Foștii președințe de la Banca de Economii și Unibank au fost reținuți astăzi de ofițerii CNA în dosarul fraudei bancare. Socialiștii au chemat partidele din Parlament să discute despre declanșarea alegerilor anticipate. PAS a anunțat că nu va sta de vorbă cu PSRM, în timp ce platforma DA este gata să negocieze cu oricine dizolvarea legislativului. Democrații nu au avut o poziție clară, iar din partea deputaților Șor a reacționat liderul lor Fugar, care a spus că vrea anticipate. Fracțiunea socialiștilor nu va avea majoritate parlamentară în acest Parlament. Pledăm pentru anticipate în 2021 și chemăm câte un reprezentant a fracțiunilor parlamentare să elaborăm o foaie de parcurs cum noi dizolvăm Parlamentul și declanșăm anticipate. Doamna Maia Sandu poate fi în format propus, agreat de doamna președinte, poate fi participant la această discuție. Această propunere a venit la scurt timp după ce și Igor Dodon a lansat-o în vlogul său. Dodon a mai declarat că dacă deputații nu vor să discute cu el, e gata să delege un coleg de-al său. Eu îl deleg de la socialiști pe Vlad Bătrâncea. Apropo, foarte bravo. E că răstiu destoină zamină. Cei de la PAS au dat de înțeles că nu au de gând să discute cu socialiștii. PSRM are cu cine discuta, au partener, Partidul Șor. Să discute cu Partidul Șor. Iar Alexandru Sluzar susține că platforma DA este gata să discute cu oricine despre anticipate, numai pentru a opri dezmățul din Parlament. Suntem gata să discutăm cu orice fracțiune subiectul alegerilor anticipate. Nu prea înțeleg de ce socialiștii nu vin cu ideea simplă că Chicu demisionează și în așa mod noi avem cale spre alegerile anticipate. Pavel Filip nu s-a expus foarte clar asupra propunerii venite din partea lui Bătrâncea. Avem o nouă majoritate, o nouă coaliție de guvernare, totul este clar, un lucru doar nu înțeleg, de ce socialiștii continuă să spună că nu sunt în coaliție și nu vor face alianță cu Șor, cu Platforma pentru Moldova. De ce vă este rușine, stimați colegi, de noi parteneri? Fosta comunistă și democrată, acum membra partidului Șor, Violeta Ivanov, a răspuns la invitația lui Bătrâncea în plen, chiar la începutul ședinței. Noi acceptăm invitația dumneavoastră. A reacționat pe Facebook și Ilan Șor, deputatul Fugar, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, care nu a fost nici la o ședință a legislativului de când a fost ales. Мы не вступали и не собираемся вступать ни в какие коалиции, ни с левыми, ни с правыми. Наша позиция однозначна. Мы считаем, что сегодня парламенту необходимы досрочные выборы. Ca și Bătrâncea, Șor a spus că este nevoie ca deputații din toate fracțiunile să se așeze și să stabilească data pentru alegerile parlamentare anticipate. Deputatul Sergiu Litvinenko de la PAS a sesizat astăzi Curtea Constituțională cerând anularea proiectului prin care Serviciul de Informații și Securitate este scos din subordinea președintelui. Totodată, Octavian Țicu de la PUN a spus că va contesta și alte proiecte pentru care și-au dat votul socialiștii și deputații de la Pentru Moldova. Am sesizat azi Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea legii conform căreia Serviciul de Informații și Securitate, SIS-ul, a fost scos din coordonarea președintelui Republicii Moldova. Sergiu Litvinenko susține că a solicitat suspendarea legii votate ieri până la examinarea în fond a sesizării. Între timp, Igor Dodon a venit cu o replică.
proiectul socialiștilor care a fost votat ieri prevede niște lucruri foarte simple. Nu-l scoate din subordine președinte. SIS-ul rămâne în subordine dublă la președinte și la parlament. Unicul lucru care s-a schimbat, că vicedirectorul de SIS se numește nu de președinte, dar se numește tot de parlament. Și care e problema? Dodon a precizat că nu are de gând să schimbe conducerea SIS-ului cât timp încă e președinte în exercițiu. Tot astăzi, deputatul Octavian Țicu a declarat că va contesta unele legi din cele votate ieri. Promovarea limbii ruse, practica primă limbă de folosire pe teritoriul Republicii Moldova și a legii ce oferă găgăuziei dreptul de veto asupra deciziilor legislativului. Partidul Unității Naționale va contesta la Curtea Constituțională cele două legi antinaționale. Igor Dodon însă susține că nu vede nimic rău în legile votate ieri, majoritatea propuse de PSRM, partid al cărui lider urmează să redevină la sfârșitul acestei luni. Tot acest pachet, eu numesc pachet politic, pentru că ține de agenda politică a celor care au intrat în Parlament ca partide politice. Eu cred că ei au dreptate prin aceea că ei au pus în discuție platforma sa politică pentru care cetățenii Republicii Moldova i-au delegat, i-au votat în Parlamentul țării, în forul legislativ suprem. Nimeni dintre deputați însă nu a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea bugetului sau a politicii bugetar-fiscale votate ieri pe fugă în Parlament, fără să fie supuse dezbaterilor în plen și fără să fie prezentat raportul Comisiei Parlamentare. Pentru ca să te adresezi la Curtea Constituțională, trebuie să fie lege. Proiectul devine lege după ce este votat în lectura a doua. Deci dacă este votat în lectura întâi, atunci poți merge la Curtea Constituțională. Toate legile care sunt votate de Parlamentul până la plecarea mea de funcție, eu o să le semnez. O să le promulg. Parlamentul votează legile. Asta e dreptul lor. Eu sunt gata să le promulg. Deși pentru proiectele votate ieri în Parlament și-au dat votul socialiștii și cei din Pentru Moldova, din care fac parte și deputații Partidului Șor, Igor Dodon a spus că în Parlament nu există nicio coaliție ascunsă. Dacă îi dădea voie lui Bolea, acesta dobora 6 deputați dintr-o lovitură. În felul acesta a comentat Igor Dodon scandalul de ieri din Parlament, când socialiștii s-au încăirat cu opoziția care a blocat tribuna centrală. Astăzi, secretarul general al legislativului a anunțat că prejudiciul cauzat este de peste 60.000 de lei. Dacă îi dădem voie lui Vasea Bolea, pe vreo 6 colegi acolo. Numai într-o lovitură. Ați văzut cum aruncau cu ulciorul în bătrânci? Noi acolo avem câțiva maestri în sport și așa mai departe. Vasea Bolea a făcut rugby, sportiv de performanță. Nicola Pascaru, Grișa Novac și mulți, mulți alții. Terminați chestia! Răspuneți-o să închide! Trist. În debutul ședinței plenare de astăzi, secretarul general al Parlamentului a spus că prejudiciul cauzat este de circa 60.000 de lei. Conform evaluării preliminare care s-a făcut, avem produse cu defect total în valoare de peste 16.000 lei și cu defect parțial în valoare de peste 46.000 lei. Zinaida Greceanu i-a solicitat secretariatului și comisiei juridice să stabilească cine se face vinovat de deteriorarea bunurilor din Parlament. Considerăm că aceste bunuri trebuie să fie restabilite din contul celor care au comis. Ieri deputații PAS și cei din Platforma DA au blocat tribuna centrală a Parlamentului când socialiștii au pus la vot proiectele privind politica bugetar-fiscală. Plecați acasă, băi, oameni buni! Afară de aici! Afară! 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 În tot acest haos, socialiștii și Platforma Pentru Moldova, din care face parte și fracțiunea Șor, au votat mai multe legi, încălcându-se toate normele de procedură, spun unii experți în drept constituțional.
Uniunea Europeană critică haosul de ieri din Parlament, dar și modul în care au fost adoptate o serie de legi, inclusiv cea cu privire la limitarea puterii prezidențiale. Și România condamnă modul netransparent în care au fost modificate aceste acte legislative. Ministerul de Externe de la București susține că aceste acțiuni afectează grav statul de drept și funcționarea sistemului democratic din țara noastră. În comunicatul emis de purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei Europene, Peter Sano, se spune că propunerile legislative, inclusiv cu privire la limitarea puterii prezidențiale, au fost depuse într-o manieră pripită și netransparentă. Votarea a avut loc într-un mod care nu respectă procedurile parlamentare necesare. Mai mult, votarea a fost susținută de oameni identificați ca fiind implicați în corupție și în frauda bancară din 2014. Acest lucru prezintă de asemenea riscul ca legislația să poată servi intereselor particulare. Se arată în declarația purtătorului de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei Europene. Totodată, reprezentantul UE a menționat că aceste propuneri legislative au fost depuse la numai 2 săptămâni de la alegerile prezidențiale și că Uniunea Europeană așteaptă ca toți factorii de decizie din Republica Moldova să respecte statutul de drept și să garanteze democrația în conformitate cu așteptările poporului. Despre alegerea făcută de popor a pomenit și raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Dragoș Tudorache, care a comentat pe Facebook situația de ieri de la Chișinău. Dodon și majoritatea parlamentară din jurul său încearcă să împingă Moldova, instituțiile sale, pe alt drum decât cel ales de poporul moldovean prin vot. Dodon trebuie să se oprească, să asigure tranziția puterii prezidențiale către noul președinte Maia Sandu, care apoi are toată legitimitatea de a pregăti alegerile anticipate atât de necesare pentru o democrație sănătoasă în Republica Moldova, a scris Tudorache pe Facebook. Știri despre haosul de ieri din Parlamentul de la Chișinău și protestele din stradă au fost difuzate și în presa internațională. Mai multe publicații din Rusia au scris despre ce se întâmplă în Moldova după alegeri. Euronews a relatat că Parlamentul a votat limitarea puterii prezidențiale, iar AFP a făcut reportaje despre bătaia din Parlament și manifestațiile din fața clădirii. Foștii președinți ai Băncii de Economii și Unibank au fost reținuți astăzi de oamenii legii în dosarul fraudei bancare. Mai multe detalii are colega noastră Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună seara! Bună seara, Sorina! 6 persoane au fost reținute astăzi de Procuratura Anticorupție, PCCOX și CNA în dosarul furtului miliardului. Asta se întâmplă după ce oamenii legii au făcut percheziții la domiciliile și în automobilele suspecților. Printre reținuți sunt și foștii președinți ai Unibank și BEM. Dumitru Țugulski, ex-președintele Unibank, a mai fost reținut acum 4 ani de oamenii legii, fiind cercetat în dosarul Unibank. Potrivit procurorilor, acesta a acordat mai multor agenți economici 4 credite neperformante în valoare de 16 milioane de dolari și 15 milioane de euro în perioada 2013-2014, scrie anticorupție.md. În 2016, acesta se număra printre cei care au fost sancționați cu 10.000 de euro de către BNM. Viorel Bârcă, ex-președintele BEM, a fost și el cercetat în 2015 în dosarul Băncii de Economii și acesta a fost învinuit pentru încălcarea regulilor de creditare, fiind audiat în 2019 de către membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă a furtului miliardului. Acesta a confirmat că în 2014, atunci când din cele 3 bănci au fost scoși aproape 2 miliarde de dolari, decizia de a acorda aceste credite neperformante a fost luată de 3 persoane de la BEM, este vorba despre Ilan Șor, Ivan Ursu și Stanislav Buza. Atât la această oră, Sorina. Iuliana, mulțumesc. Ca un mare șantier, așa arată locul de muncă al angajaților judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul centru, unde de câteva săptămâni se fac lucrări de reparație. Și deasupra noastră se realizează reparația. Desigur că sunt auzite și bucnituri și pereții uneori vibrează destul de tare. Iar periodic se stinge lumina și căldura, se plâng magistrații. Vă arătăm tot tabloul și revenim cu reacții în jurnal.
Statele Unite regretă decizia de ieri a deputaților de a abroga legea care ar permite vânzarea terenului fostului stadion republican, unde urma să fie construit un nou sediu al ambasadei americane. Misiunea diplomatică mai spune că acest pas încalcă un acord bilateral și afectează relațiile dintre cele două țări, îndemnând autoritățile de la noi să își revadă decizia. Statele Unite au negociat în bună credință cu guverne succesive ale Republicii Moldova timp de peste un deceniu achiziția terenului. Această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova. Se arată într-un mesaj pe pagina de Facebook a ambasadei SUA de la noi. Totodată, responsabilii misiunii diplomatice și-au reiterat intenția de a construi acolo un nou sediu. În cadrul angajamentului său față de Republica Moldova și a orașului Chișinău, SUA este dispus să investească peste 250 de milioane de dolari în construcția unei ambasade noi pe locul stadionului de odinioară, ajutând la dezvoltarea economiei, sprijinind businessul local și oferind o nouă destinație atrăgătoare pentru chișinăuieni. Reprezentanții ambasadei americane au publicat și un filmuleț care prezintă cum ar putea arăta noul sediu. Noul sediu al ambasadei SUA va fi un atrăgător obiectiv turistic, care va păstra porțile emblematice ale stadionului și va amenaja noi parcuri publice. Îndemnăm autoritățile Republicii Moldova să regândească acest pas și să-și onoreze obligațiunile asumate în urma negocierilor, au mai spus responsabilii misiunii diplomatice. Votul deputaților socialiști și a celor de la Pentru Moldova a fost criticat aseară și de Ion Chicu. Este o eroare să abrogi, modifici o lege care vizează relațiile bilaterale între parteneri strategici. Cu SUA și alți parteneri avem relații foarte bune și consider că decizia legislativului privind terenul de pe strada Tighina nu este una reușită, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. Igor Dodon nu a venit deocamdată cu nicio reacție, deși i-am transmis o întrebare pe acest subiect astăzi. O apropiată a socialiștilor este noua șefă a Consiliului Audiovizualului. Ala Ursu Antuc a fost aleasă în fruntea instituției după ce astăzi Dragoș Vicol și-a dat demisia. La parlamentarele din februarie, Ursu Antuc a candidat pe listele PSRM, iar vara trecută a spus că posturile TV trebuie disciplinate ca să nu mai critique instituțiile statului. La ședința extraordinară a Consiliului Audiovizualului de astăzi, președintele Dragoș Vicol și-a dat demisia. L-am contactat pentru a afla care este motivul, însă acesta nu ne-a răspuns. În locul lui a fost numită Ala Ursu Antuc, care a devenit membru a Consiliului în iulie curent pe o perioadă de 3 ani. Trebuie să disciplinăm, trebuie să învățăm că un pic nu se face în felul ăsta. Un pic nu trebuie să ducem acuzații instituțiilor statului. Ne place, nu-mi place, nu ne place instituția statului, dar conducătorul instituției reprezintă însuși instituția. Noi nu putem să aducem acuzații anumitor partide. Declarația făcută de Ala Ursu Antuc la ședința Consiliului Audiovizualului din august a fost criticată de ONG-urile de media, care au spus că, de fapt, rolul presei este de a monitoriza instituțiile statului, iar jurnaliștii au dreptul garantat de lege să informeze publicul despre ce și cum fac aceste instituții. Ala Ursu Antuc a fost anterior șefa cabinetului fracțiunii PSRM în Parlament, iar la alegerile parlamentare din februarie 2019 a candidat pe listele socialiștilor la funcția de deputat. Astăzi nu am reușit să o găsim pentru un comentariu. După scandalul de ieri din Parlament, astăzi deputații de la PAS, Platforma DA și PD nu au mai venit la ședință. Aceștia au anunțat că boicotează întrunirea, iar în scurt timp și parlamentarii de la Pro-Moldova au plecat din plen. Prezenți au fost doar socialiștii și cei de la Pentru Moldova, din care fac parte și deputații Șor. Aceștia au făcut remanieri în conducerea unor comisii parlamentare. În debutul ședinței, deputații fracțiunii Șor au propus modificări în componența conducerii legislativului. Мы просим включить в повестку дня вопросы, обозначенные сегодня и рассмотренные сегодня постоянным бюро парламента о назначении вице-председателя, о замене 3 председателей в комиссиях и о замене шефов 2 парламентских делегаций. Ulterior, cei de la Pro-Moldova s-au ridicat și au anunțat că părăsesc sala în semn de protest. Luând în considerare că această majoritate parlamentară formată, iată, deja câteva zile, are o altă agendă care nu este agenda oamenilor, noi cei de la Pro-Moldova ne retragem și nu vom participa la ședința de astăzi. Vă mulțumim frumos! Domnul Canduș, noi v-am auzit pe dumneavoastră și noi vă mulțumim. Astăzi, pe agenda Parlamentului se regăsesc proiecte de legi
sau hotărâri care presupun împărțirea puterii, poziții, funcții și nu altceva. Nu vom participa la acest spectacol de prost gust. PAS, Platforma DA și PD au anunțat încă înainte de întrunire că nu vor veni în plen. Acum la orele 15 ei vor continua această nuntă, vor continua acest mariaj politic, concubinaj, rușinos, această coaliție oligarhică. Și noi la această ședință a Parlamentului, la această ședință plenară de la orele 15 nu vom participa. Noi am spus de câteva ori că căsătoria deja este, căsătoria civilă, dar iată, de azi acest lucru va fi legitimat. Și noi să fim acolo, să strigăm Gorca, nu dorim. Probabil că prima noapte oficială trebuie să rămână în intimitatea cei participanți. Așa că Sovietul Lubor. V-ați găsit un partener de coaliție mai comod. Un partener care nu are o problemă să voteze legi împotriva țării. Un partener care nu are nimic sfânt în afară de sacul cu bani. Un partener care se mulțumește cu stadionul Republican și câteva funcții în Parlament, dar deocamdată. Partidul Democrat refuză să participe la nunta anului. Ședința însă a avut loc și fără ei, iar deputații de la PSRM și Pentru Moldova au votat tot ce au propus cei de la Șor. Astfel, mai mulți parlamentari democrați au fost revocați și înlocuiți în delegațiile și comisiile parlamentare cu deputați din Partidul Șor și Pentru Moldova. Mai exact, au fost schimbați președinții Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, Mediu și Dezvoltare Națională, dar și al Comisiei Securitate Națională și Asigurarea Ordinii Publice. Poziția Jezdan Alexandru, fracțiune parlamentară Partidul Democrat din Moldova, se substituie cu poziția Sârbu Sergei. Poziția Vreme Igor, fracțiune parlamentară Partidul Democrat din Moldova, se substituie cu poziția Иванов Виолета. Чубук Николай, фракция парламентара Партиду Демократ и Молдова, се субституе ку позиции Таубер Марина, фракция парламентара Партиду Шор. Iar deputatul Vladimir Vitiuc de la Partidul Șor a devenit vicepreședintele Parlamentului, înlocuind-o pe Monica Babuc. Se propune la propunerea fracțiunii Șor revocarea din funcție de vicepreședinte a Parlamentului, au plecat binevol din coaliția majoritară, doamna Monica Babuc. Cine este pentru, rog să votați. Eu, în calitatea mea de președinte a Parlamentului, vin cu inițiativa legislativă numărul 494, în consultare cu colegii din fracțiunea Șor, pentru a fi ales în funcție de vicepreședinte a Parlamentului, domnul deputat Vladimir Vitiuc. Moldova este sub cod galben de ceață. Meteorologia anunță că vom avea vizibilitate redusă pe întreg teritoriul țării. Atenționarea este valabilă până mâine. În acest context, oamenii legii îndeamnă șoferii să nu circule cu viteză și să fie atenți la drum, iar pietonii să traverseze strada regulamentar. Mâine, temperaturile vor crește ușor, cu maxime de până la 10 grade. Campania Dăruiești și câștigi începe mâine la ProTV. Urmăriți sâmbătă seara la știrile de la ora 20 povestea a trei copii din Cigârleni care trăiesc în sărăcie. Eu cu boala mea, în orice moment să rămân la pat. De ce ai vrea tu să-l rogi să-ți aducă? Multe cărți. Mama lor suferă de distrofie musculară progresivă și nu le poate asigura o copilărie decentă. Urmăriți mâine știrile de la ora 20 ca să aflați cum îi puteți ajuta. A salvat vieți, dar pe ea nu a mai putut-o salva nimeni. S-a dedicat sistemului, dar sistemul nu a protejat-o. Vorbim despre felcerul de pe ambulanță, Sabina Drăguțan, care a murit luna trecută de coronavirus. A lăsat în urmă un copil de 11 ani, care și astăzi își așteaptă mama să vină acasă. Rudele femeii cred că autoritățile nu-i protejează suficient pe medicii din prima linie, care se supun riscului în fiecare zi. De o lună, Larisa Galbur este bunică și mamă pentru nepotul ei de 11 ani, Justin. Cum la școală? Eu sunt rușunat. Okay. Până în clasa 4, îl ducem, îl luam, îl întâlnim, dar în clasa 5 am spus că bunică de acum eu sunt mare, mă duc și singură la școală. Ne-am îndreptat apoi spre apartamentul, unde băiatul locuia cu mama lui, când femeia era în viață. Ce este de mâncare? Mie foame, da? Da.
Mama lui Justin muncea felcer pe ambulanță la substația de asistență medicală urgentă din sectorul Botanica. Femeia s-a îmbolnăvit de coronavirus, iar pe 14 noiembrie, din cauza complicațiilor, a murit. Gândim la copilaș. Ce mai este când este mama? Tata-i tata. Dar ce mai este când ai mamă? Mama, pentru copil, faci tot. Da, pentru mine. E prea dureros. Larisa ne-a povestit că la sfârșitul lunii octombrie, nora ei a început să se simtă rău. Și-a spus că eu mă simt cam rău, au fost și ne-a luat coale, ne-a luat niște pastile și eu vreau să mă lecuiesc. Până dimineață, i-am nu mai putut răbda și au chemat colegii și au luat-o și au dus-o. Starea Sabinei s-a agravat, așa că a fost internată la terapie intensivă la Institutul de Medicină Urgentă. Plămâiți afectați și pe data de 12 au atacat rinichii boala și cam grav. Și așa și nu mai tot vorbi cu dânsa de 30 cum am vorbit, că acolo i-a luat tot și telefon, tot, nu i-a lăsat nimic în reanimație. Femeia avea doar 43 de ani, iar fiul ei încă o așteaptă să vină acasă. El încă se vede încă nu-și dă seama că asta e pe totdeauna, știți? El mai mult cu mine, el e la bunica, cândva și ești mai mica, cred că el așa se gândește. Fiecare dată când eu mă culc, eu mă trezesc într-un fel acasă. Și păi eu că acum încep ziua normală și dintr-o dată eu o văd în casă și mă îmbrățișează. La înmormântare a participat familia Sabinei, mama, fiul, fostul ei soț, dar și câțiva colegi de muncă, ne-a povestit soacra ei. Mi-a dat voie și am ales să cred cu feristruică, ca să vadă fața. Să apropii, să săruți ultima dată, să duci pe toată viața. E cauza virusului, că asta nu poți face lucrul ăsta. Femeia crede că autoritățile nu îi protejează suficient pe medicii din prima linie, care salvează vieți, dar ajung să devină ei pacienți. Eu am spus încă colegilor când la mormântare, zic că ar trebui să vă dai o dată în săptămână să vă fac testul. Lor nu le face. Responsabilii de la Ministerul Sănătății ne-au spus că medicii sunt testați prioritar, acolo unde există infectări sau focar. În urma acestui deces, familia a rămas cu o durere imensă și cu datorii, spune bunica lui Justin. La sfârșit de vară, Sabina, mama lui Justin, a reușit să facă reparații în acest apartament. A mobilat bucătăria, de asemenea a fost mobilată și sufrageria. Pentru acest lucru, femeia a fost nevoită să ia câteva credite. Era tare, nu vă pot trăda, ci era în apartamentul ăsta. Și i-am împrumutat bani, atunci au mai luat credit și acum nu știu cum să ne întoarcem. Potrivit Ministerului Sănătății, până în prezent, 57 de lucrători medicali au murit din cauza coronavirusului. Marile puteri ale Europei vor începe în curând vaccinarea anti-COVID-19. Marea Britanie începe de săptămâna viitoare administrarea preparatului americanilor de la Pfizer și rușii ar putea începe în zilele următoare vaccinarea populației cu vaccinul lor, Sputnik V. Portugalia, Italia, Spania și Belgia trec la vaccinarea anti-COVID-19 de luna viitoare. 29 ianuarie este data pe care și-au însemnat-o în calendar toți italienii. Este data când peste 200 de milioane de doze vor ajunge în Italia, care ieri a înregistrat cel mai mare număr de decese asociate COVID-19 de la începutul pandemiei, 993. Dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo. Dobbiamo attendere le cure monoclonali. Arriveranno tutte col nuovo anno, però è chiaro che questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. În Franța, premierul a anunțat că vaccinarea nu va fi obligatorie, va fi gratuită pentru toată lumea și va începe în ianuarie, mai întâi pentru persoanele în vârstă și personalul medical, care reprezintă 1 milion de oameni, apoi va veni a doua fază. Nous élargirons le périmètre de la vaccination en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou à une pathologie chronique et ainsi que par certains professionnels de santé. C'est la phase 2 de notre stratégie qui devrait commencer en février et s'étendra
Portugalia optează pentru criterii similare. Lisabona va acorda prioritate celor mai vulnerabili cetățeni și apoi intenționează să vaccineze aproximativ 1 milion de oameni între ianuarie și aprilie. Há quatro marcas fundamentais deste plano. O primeiro ser universal, dirigir-se a todos. O segundo lugar ser facultativo, como é a tradição dos nossos programas de vacinação. Em terceiro lugar e fundamental, ser gratuita. E em quarto lugar, ser distribuída a toda a população de acordo com os critérios de prioridade que são tehnică și științificamente. În Moscova astăzi începe înregistrarea electronică a celor care vor să se vaccineze. Punctele de vaccinare se vor deschide mâine. Primii vor primi preparatul Sputnik V, medicii, profesorii și angajații din domeniul social. Vaccinul deja ar fi ajuns în unele instituții medicale din capitala rusă. Miercuri, Marea Britanie a devenit prima țară occidentală care a aprobat administrarea unui vaccin anticovid, serul produs de Pfizer și BioNTech. Din partea Uniunii Europene, dar și din Statele Unite, au venit critici pentru aprobarea grăbită a vaccinului. Totuși, există o părere unanimă a experților din orice parte a lumii. E necesar ca vaccinul anti-COVID să fie administrat. All countries must decide who should be vaccinated first to maximize the impact of limited doses in reducing the burden of disease in each country context. Our recommendations are that health and social workers, adults over 60 years of age and residents and staff of long-term care facilities should be prioritized for access to COVID-19 vaccines in the context of a limited supply. Agenția Europeană pentru Medicamente urmează să se pronunțe cel mai târziu până pe 29 decembrie pentru vaccinul Pfizer și până pe 12 ianuarie pentru cel dezvoltat de compania Moderna. Statele Unite ar urma să dea undă verde pe 10 decembrie pentru vaccinul Pfizer-BioNTech și o săptămână mai târziu pentru vaccinul Moderna. Foștii președinți americani Obama, Bush și Clinton se declară pregătiți să se vaccineze în mod public împotriva COVID-19. Statele Unite au înregistrat ieri peste 2900 de decese și aproape 211.000 de contagieri cu COVID-19, două noi recorduri de la începutul pandemiei. Ping-pongul de declarații declanșat după afirmația Maia Sandu că Moscova trebuie să-și retragă trupele din regiunea transnistreană continuă. Rusia i-a răspuns secretarului general al NATO, care a acuzat Moscova că încalcă integritatea teritorială a țării noastre, menținând ilegal trupele sale în stânga Nistrului. Reprezentanta Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că militarii ruși se află legal acolo. Мы думали, у НАТО есть надежные источники информации в, как сказал Столтенберг, окрестностях Альянса. И что эти источники могли бы ему рассказать о соответствующих российско-молдавских договоренностях, соглашениях на этот счет. Но, видимо, таких источников нет, а мне несложно напомнить. Пребывание в регионе российского воинского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил, и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. Мария Захарова a mai spus că militarii ruși își îndeplinesc sarcinile de menținere a păcii și că operațiunea de pacificare din regiunea Transnistreană este una eficientă. И хотелось бы посоветовать генеральному секретарю НАТО заняться своими членами, в первую очередь США, их незаконным присутствием, например, в Сирии. Acum două zile, secretarul general al NATO a acuzat Rusia că încalcă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, menținând ilegal trupele sale pe teritoriul țării noastre. Declarațiile vin după ce Moscova a criticat afirmațiile președintelui ales Maia Sandu, care a spus că Rusia trebuie să își retragă militarii din regiunea Transnistreană, iar misiunea de pacificare să fie înlocuită cu una civilă sub mandat OSCE. Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a calificat drept irresponsabil îndemnul lansat de Maia Sandu. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dar și alți oficiali ruși au comentat declarația președintelui ales în legătură cu retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. Potrivit ziarului de gardă, grupul operativ al trupelor ruse din Transnistria numără în jur de 1500 de militari, iar forța de menținere a păcii rusească aproape 500.
Zgomot, frig și periodic fără lumină. În asemenea condiții muncesc angajații judecătoriei Chișinău din sectorul centru, după ce în clădirea în care se află sediul au început lucrări de reparație. Judecătorii spun că din această cauză se tărăgânează examinarea dosarelor și se amână ședințele de judecată. Responsabilii de la Cancelaria de Stat, în gestiunea căreia se află clădirea, nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție. De câteva săptămâni, clădirea în care se află sediul judecătoriei centru a fost transformat în șantier. Asta îi nemulțumește pe judecători care spun că nu pot munci în asemenea condiții. În reparație sunt 4 etaje, începând cu nivelul 10 al clădirii, unde până la începerea lucrărilor erau amenajate birourile angajaților mai multor structuri de stat, dar și întreprinderi private. Lucrările de reparație au loc și în holul clădirii. Muncitorii spun că până la sfârșitul acestei luni ele se vor putea încheia. Însă, până atunci, oamenii vor fi nevoiți să îndure zgomot și murdărie. De când a început reparația, s-a agravat totul. Deci au început să stângă lumina permanent, să se defecteze prizele, deci nu lucrau. Căldura n-a fost până la sfârșitul noiembrie. În special la noi, pe etajul nostru, am în vedere, la etajul nou. În mijlocii deasupra noastră se realizează reparația. Desigur că sunt auzite și buhnituri și, adică, și pereții uneori vibrează destul de tare. Magistrații mai susțin că uneori, din cauza defecțiunilor tehnice, se deconectează calculatorul și internetul, iar examinarea dosarelor devine dificilă. Noi toți din sediul ăsta și-au adus reșouri electrice. Îl punem în priză, peste o oră, două, se dezbat automatele, că nu rezistă rețeaua electrică. Pericolul și mai mare e că pot să ardă cu tot calculatoarele astea și doi, că se întârzie termenele, pentru că nu puteam lucra. Totodată, angajații judecătoriei se plâng că în încăperele în care lucrează ei este frig, iar prin geamuri vechi suflă vântul. Dacă le înglem pe aici și o leacă mai bine, apungem cel să zicem că aproape scă termopan. Aici în cap, nu zicem 10 dosari, 20 aici și 20 aici, 40, dar noi avem 400. Iată, noi le ținem în dulapul ăsta care e celul să se închide, el poate să nu se închide. Și avocații care au ședințe de judecată în acest sediu sunt nemulțumiți de condițiile de muncă. Trebuie să îmblăm cu acte, nu știu unde, nu avem nici cabinetul avocatului unde să facem cunoștință cu materialele cauzei, să le răsfoim. Trebuie să stăm pe coridoare, pe scaune. E foarte dificil de lucrat. Reprezentanții judecătoriei Chișinău cu sediul centru spun că nu au fost anunțați din timp că în clădire urmează să fie demarate lucrări de reparație. Eu cred că s-a făcut o greșeală la nivel de comunicare între administrarea clădirii lor și noi. Și este vina lor că nu ne-au preîntâmpinat. Serviciul de presă al Cancelarei de Stat, în gestiunea căruia se află clădirea, nu ne-au răspuns la telefon ca să ne spună cine se ocupă de lucrări și de ce nu au fost găsită o soluție, astfel încât activitatea judecătoriei să nu fie afectată. Însoțit de mai mulți bodyguards, Veceslav Platon ar fi dat buzna la ședința Comisiei Naționale a Pieței Financiare de acum două zile, unde se discuta despre subiectul Moldasig. Din imaginele surprinse de camerele de supraveghere și publicate astăzi de portalul safenews.md, se vede cum Platon pășește peste barierele de la intrare, fiind urmat de câțiva agenți de pază. Nu am reușit să vorbim astăzi cu reprezentanții Comisiei, iar omul de afaceri nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta incidentul. Acum câteva zile, Procuratura Generală a anunțat că investigează un presupus atac raider la Moldasig, care ar fi fost pus la cale de Veceslav Platon, după ce o instanță de judecată a decis să treacă administrarea companiei în gestiunea a două firme de audit afiliate lui Platon. Acesta a respins acuzațiile. Donald și Melania Trump au dat start sărbătorilor de iarnă și au prins pentru ultima dată luminile de pe bradul de Crăciun de la Casa Albă. 3, 2, 1. Cel mai faimos brad de Crăciun din New York a fost inaugurat. Vă arătăm întreaga atmosferă în câteva minute la știri. Totul despre sănătatea femeilor și cum acestea pot preveni unele maladii este subiectul emisiunii Ai Sănătate de mâine de la ProTV. Totodată, specialiștii ne vor spune care este secretul unei tinereți fără bătrânețe. În prima sâmbătă din decembrie, gazda emisiunii Ai Sănătate, Vlada Mardar, îl va avea ca invitat în studioul ei pe ginecologul Maxim Călăraș, care ne va spune de ce este mai simplu să previi o boală decât să o tratezi. Cum sunt femeile, domnul Călăraș? Bună întrebare! Mâine cunoaște și cum sportul poate deveni nu doar util, dar și distractiv, făcând exerciții simple chiar acasă.
iar la final de emisiune afli secretele unei tinerețe fără bătrânețe și o piele fără riduri. Așadar, nu rata o nouă ediție a emisiunii Ai Sănătate de la Pro TV. O femeie originară din Republica Moldova, care se dădea drept medic estetician, a fost reținută la București după ce ar fi desfigurat 10 de românce. Svetlana, sau Dr. Lana, cum se prezenta pe rețelele de socializare, nu avea drept de liberă practică în România. Ea promitea pe Facebook durere zero și rezultate spectaculoase, iar intervențiile ajungeau și la 700 de euro. Ce mesaj le transmit fetelor pe care le-ai mutilat? Femeia originară din Republica Moldova, care pretindea că este medic estetician, a fost reținută aseară împreună cu soțul ei, care o ajuta în activitatea infracțională. Iar fi închiriat spații de tipul cabinetelor medicale în care efectua procedurile de microchirurgie estetică, chiar dacă nu avea niciun fel de pregătire în domeniu. Un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și exercitarea unei profesii fără drept. De altfel, pagina de Facebook a așa zisului doctor Abundan postări cu filmări din timpul intervențiilor sau cu fotografii în care apar buze mărite până la dimensiuni nenaturale, rinoplastii și lifting facial, în urma cărora multe femei spun că suferă dureri atroce. Așa zisă doctoriță își promova activitatea pe Facebook și avea tarife de sute de euro pentru fiecare intervenție. Svetlana Serghei sau Dr. Lana a fost reclamată de cel puțin 50 de femei care s-au plâns că au plătit sute de euro pentru proceduri care le-au desfigurat. Specialiștii atrag atenția că și o procedură minim invazivă, dacă nu este făcută de un specialist adevărat, poate duce chiar și la deces. Anul trecut, un caz similar a fost semnalat și la Chișinău. Atunci, mai multe fete care au recurs la intervenții de mărire a buzelor la un salon de cosmetologie s-au plâns că, în loc de acid hialuronic, medicul le-ar fi introdus în buze plastic. Când ești în trafic, ultimul lucru la care te aștepți este să vezi ca în fața ta să aterizeze un avion. Totuși, li s-a întâmplat unor șoferi din Minnesota. Aparent, din cauza unor probleme tehnice, pilotul a luat decizia să ajungă cu aparatul de zbor cât mai repede la sol. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată pe un stâlp. Deși pare că operațiunea a decurs conform planului, aeronava a lovit la un moment dat o mașină. Din fericire, nu au existat victime. Bărbatul, aflat la manșă în vârstă de 52 de ani, este anchetat de autorități. Donald și Melania Trump au prins pentru ultima dată luminițele de pe bradul de Crăciun aflat în parcul din spatele Casei Albe. Pomul este un molid argintiu din Colorado și este înconjurat de alți 56 de brazi mai mici, cu ornamente și fiecare stat și teritoriu american. Aprinderea luminilor de către președintele american este o tradiție care datează încă din 1923. We'll start with 5, 4, 3, 2, 1. Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Well, thank you very much, everyone, and a very Merry Christmas to all. It's going to be a great year. Tonight, we're honored to continue the nearly 100-year ceremony of lighting the national Christmas tree. Au fost aprinse luminițele și de pe bradul de la Congresul American pe colina Capitoliului. Ceremonia restrânsă a fost prezidată de președintele Camerei Reprezentanților. Isn't it beautiful? Merry Christmas, everyone. Happy holidays. Sărbătorile vin, dar sunt mai triste ca niciodată din cauza regulilor impuse de pandemie. Cel mai faimos brad de Crăciun din New York, împodobit la Rockefeller Center, poate fi admirat doar pe margine și un timp limitat. O mulțime de turiști și vizitatori veneau în anii trecuți să vadă bradul din New York. Pandemia a schimbat însă lucrurile. Piața este închisă pentru public, iar pomul înalt de 23 de metri poate fi admirat din anumite zone de vizionare cu reguli de distanțare socială. Inclusiv purtarea măștii este obligatorie. Tristă sărbătoare. În vremea coronavirusului, copiii nu se mai așează în poala lui Moș Crăciun la mall. Îi spun ce cadouri ar dori să găsească sub brad în spatele unui panou transparent. Moșul nu poartă totuși mască, ar fi prea de tot, dar uneori viziera este un accesoriu util. It's a big part of you know, my living, everything. I'm retired, you know, so I'm on Social Security, and you know, during this period of time, you know, it adds probably about 50% of my yearly income. A Barbie doll. Whether it's in person or virtual, it's to do our best to make sure that
the magic is still there and that the kids still have a reason to believe. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Identitatea lui Born. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794 100 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend minunat!